problema atârnează de peste 5 ani. Împreună cu domnul Sima am făcut nenumărate demersuri, atât către autoritățile locale, cât și către instituția prefectului, prin care s-au desemnat nenumărate comisii care au venit, au constatat și au plecat fără să dea niciun fel de soluție corespunzătoare. Problema majoră aici este că zona de descărcare a canalului, în speță 410 metri liniari, au fost puși în posesie anumiți cetățeni, inclusiv cu suprafața canalului de desecare, fapt ce contravine legislației în vigoare, și nu ne-au permis accesul pentru niciun fel de lucrare. Mai mult, au obturat, au astupat pe românește total secțiunea canalului, împiedicând scurgerea apei. Problema asta este din 2007, de când am început să fac investiția la Opel și Chevrolet, după care în momentul când a trebuit să fac investiția a trebuit să primesc autorizație de la ANIF că există un canal, că a existat și că există. Eu am făcut acest canal, canalul există, după care ceilalți vecini au înfundat canalul sau era înfundat. Când am venit eu, l-am găsit, nu exista sau nu știu ce au făcut, au înfundat canalul. Ne-am adresat autorităților la timpul respectiv, au spus că fac, că deschid, că dreg. Eu mi-am făcut treaba mea aici cât am putut, n-am primit niciun sprijin la autorități. Gândiți-vă, din 2007, astăzi este 2012, 5 ani de zile. Totdeauna m-am luptat cu apa, dar acum m-a depășit și sunt chiar fără putință. Toată noaptea au stat pompierii plus motopompele pe care le-am adus noi personal. Degeaba, pentru că apa vine de pe câmp, vine de la 2-3 km distanță de pe terenurile arabile, nu există, nu se vrea, nu se, nu știu, noi avem partea de canalizare, noi ne-am făcut treaba, o avem casetată, dar dincolo până în Petrom nu se dorește să se facă acel canal, avem aceeași problemă. Atât vara când vin ploi torențiale, cât și iarna când se topește zăpada.